Din 4-4 am plecat motivul ăsta. Suntem aici pentru... Ce-ai pentru stadion, sigur. Pentru comunitatea din Alba Iulia. Suntem mulțumiți că domnul Rare s-a implicat în proiectul cu stadionul, ca să aibă copiii, ca să lucrez, să își facă un sport. Întotdeauna, de fapt, domnul Rareș s-a apropiat și este mereu aproape de comunitate. De la începutul activității lui a fost aproape de comunitate. 3 ani înțeleg? Împreună, noi am tot timpul am lucrat cu dânsul ce să facă în comunitate, ce vor comunitatea să facă. Este unul dintre apropiații, cei mai apropiați din conducere. Îi mulțumim frumos. Și despre protestele astea care se tot organizează în ultima perioadă, ați auzit de ele? Știți despre ele? Noi până ieri nu am auzit de asociația asta femeilor rome. Eu cel puțin am auzit, ieri am văzut-o și eu pe internet. Ele ar trebui să se implice mai mult pe educația femeilor. Nu să facă protest, pe educație, cel mai bine pe educație să implice să facă, tot pe educație. Ei nu fac prima dată să facă educație, pe urmă să facă protest. Deci de aici din comunitatea din Alba Iulia a participat cineva la protest, știți nu, femei? Nu, nu erau.